Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Am revenit cu toții aici în casa de nebuni. Și sezonul 2 va duce în cei mai buni. Invitați pe alese, glume, istețe, muzică, dans și umor. Nicu, Teo și Marius fac cel mai tare show. La revedere, națiune, la revedere, Tony Show. A fost cel mai bun lume și a vizionat cel mai bun show. Bună seara și bine v-am găsit! Înainte de toate, este duminică seara și este Tonic Show. Alături de dumneavoastră, gazda emisiunii, Nicu Bendea. No, ce ziceți, vă place să vă coborâți pe tot ce de la atâta înălțime, că 23 de ediții, tot așa, că eu nu pot, că de ce așa, de ce voi nu coborâți, acum ați coborât. Și să știți că dacă am mai avea încă 23 de ediții, am băgat lift. Așa am auzit eu, dragi și stimații mei telespectatori. Ha, în aceste momente mă năpădește așa, începând cu prima ediție până la ultima, apăsarea și bucuria în același timp. Sunteți și ați fost un public deosebit pentru Tonic Show și de aceea noi am făcut emisiuni pe măsura talentului și sârguinței noastre, emisiuni deosebite pentru dumneavoastră. În fiecare emisiune am avut așa un purpuriu de flori, o brazdă de flori bio. Am presărat-o aici în 60 de minute. Din cele mai bune flori și cele mai frumoase petale, azi v-am creat un buchețel să urmăriți alături de noi cele mai bune și tonice momente. Vizionare plăcută. Da, bună ziua, bună ziua, salutare, party people! Bun venit la Tonic Cafe, what's up, man, m-am flitul nică, yo, Kimi, man! Doamnelor și doamnelor, o surpriză pe care v-am anunțat-o cu o săptămână înainte aici, la Tonic Cafe, nimeni altul, senzaționalul, the one, the only, cred că le cunoașteți după voce, pentru că suntem în continuare la radio, nimeni altul decât... Paul Panait! Paul Panait, celebru de mic, vedetă de tânăr, ajuns o speranță a băimărenilor! Și nu numai! Salut! Paul, care salutare. Este ID-ul tău de Facebook? Paul Panait, bineînțeles, Paul Panait, soția știa. Ce tare a fost! Soția știe parola chiar. Soția este cu parola chiar. Apropo de asta, ce muzică nouă ai mai scos pentru gurile care ascultă muzica bună de la noi, de la Tonic FM. Începând și de la nu numai de la Tonic FM. Începând de la orice Mane... radio comercial din România. Vreau să spun și s-o spunem pe cea dreaptă, muzica lui Panait este cea mai tare. Un proiect nou, foarte fain, o melodie nouă, bine. Și cum a fost la nuntă, că tot ai atins acest subiect, Paul? La nuntă a fost nebunie, a fost foarte, foarte frumos. Nu am cântat, dacă asta vreți să mă întrebi. Dacă ai fi cântat, ai fi cerut bani, nebunule, de cinci! Da. Am cântat Panait. Moca, gratis chiar. Dragule, nu știu cum să spui, dar de când ai intrat, eu așa m-am hornăit. Miroși fix ca un prieten de-a meu din copilărie, care era mecanic auto. Pe mine mă nebunește mirosul de Delco, mă! Mă, copile, mă! Tu l-ai, doamne? Forget your name soon, name soon. And for nobody be
una dintre cele mai celebre mișcări pe care o practicăm des, zi de zi și minute în șir este aceasta. La asta suntem campioni ai galaxiei. Atâta doar că rușii mai încearcă să ne strice recordul. Avem noroc cu cârmaciul nostru Traian Băsescu. Domnule, Traian Băsescu abia dacă reușește 30 de minute de nemișcare pe zi. A? Să-i tragem o beție, beau, 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 de pomină să-i fie, beau, 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 și după săptămână, beau, 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 să mor cu sticla în mână. Hai să facem cărțile astea. Că la poker trebuie să le mesteci. Da, una dumnitale, una mie, șenii, șes, și apoi una boiaciș, una, două, trei, na. Spune dumneata aici. Cât e blandul? 200. Iar o crescut. Iară. Nu, păi atunci mă bag și eu. Nu, șe. Dăm să margă, mă. Dacă ne băgăm în joc, jucăm. Nu, ce să facem? Ai ars cartea. O am ars. Să vedem flopul. Nu-s cam bune. Da, băi, nici a mele nu-s bune. Păi, check. Check. No, și eu le pui pe astea. Și eu dau de. Le mai pui și pe astea cool. Să vedem ce mai vine părită. No, ce-am făcut? Destul de rău. Iar jucați poker pe banii mei. Nu că pe dezbrăcat. Doamne ajută-vă. Mă, tu faci pe șmecherul cu noi, mă? De ce n-ai luat-o de la începutul lumei, dacă toți suntem aici? Vreți? La mine, la început, Dumnezeu a creat raiul și pământul. Hai, și... ajunge, băi! Chiar îți bați joc de noi, măte. Dragul ăla, te calc în picioare acum. Nu, numai nu pe picioare, că am niște unghii în carne și mă dor de măia dracu. Mă, pilule, mă. De când ne cunoaștem noi doi, mă, băiatule? Să te fie vreo două ore. Păi și în două ore. Tu ai reușit să-mi scoți mai mulți pe real decât mi-a scos nevastă-mea în trei ore? Așa-s femeile mai puturoase. Spune ce ai făcut cu ele. Poliția olandeză crede că le-ai ascuns în țară. No, bine. Stai și tu așa câteva zile prin coffee shop-uri în Amsterdam și crede că în cartierul roșu locuiesc călugărițe. Apoi voi vă luați după ce zic ăștia, băi. Ți-am răscolit toată casa și n-am găsit altceva interesant decât o sticlă de țuică de prune. Mi-ați găsit țuica. Băi, și cât am mai căutat-o, o doamne pușcă, am pus-o bine după ce am gustat din ea și n-am mai știut unde am pus-o bine, așa de bine am pus-o. Zeme! Unde le-ai ascuns? No, dacă strângi la mine, nu zic nimic, nici dacă dai o țuică. Dai o țuică? Ai, rei, ar mai mere una. No. Bine, atunci o... pot eu cafea? Da, să fie una cu zahăr, că fără zahăr e tăc... Dai, 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 da, 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 da,
locului. La următoarea intersecție facem dreapta și mergem cu Domnul până în dreptul bisericii, unde ne oprim, ne facem Sfânta Cruce, după care ne continuăm deplasarea. Domnul este tăria mea, de cine mă voi teme? Domnul este scutul meu, de cine mă voi înfricoșa? Domnul este tot timpul de-a dreapta mea. Peste trei Tatăl nostru și-o născătoare virează ușor stânga și încadrează-te de-a dreapta Tatălui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fii alături de șoferul, de robul, de sluga ta care acum se află între scaun și volan. Prea neatentule credincios, acum două străzi trebuia să faci dreapta. Nebănuite sunt căile Domnului, căci tu ești oaia rătăcită care a ratat intersecția, așa că la următorul sens giratoriu dă-i roată și întoarce-te. Să te ia mama pricazului de sens giratoriu, că nu știu cum s-o făcut și te dau celul alalt, că nu am reușit să intru. Să te omoră și să te poarte până judecata Domnului, nenorocire de semnalizare care ești. Binecuvântat fie instructorul care ți-a pus volanul în mână, că n-ai intrat în păcat. Păcat că n-ai intrat, că era strada pe care trebuia să faci dreapta. Margabarbu, ia uite. Să mă c*** pe râsul tău. La gara, ora 1 a sosit, yo. La mare am pornit. Ne-am urcat în tren, fără bilet în buzunare, fără vreun orizont, doar cu șlapii din picioare. Dar nu contează, pe plajă am sosit. Și vara e cu vino-ncoa, fetițele se mișcă așa, pe plajă sau în club. După care puteți uita. Vara asta nu muncesc, stau pe plajă, lenevesc. Vara asta beau și mă simt bine. La mare totul e divin, vreau să mă distrez din plin. Vara asta beau și mă simt bine. Cântă lume! Cea mai mare nebunie, nebunie mai mare decât nebunia lui Salam, cel mai mare, cel mai spectaculos concurs în urma căruia vom vedea ce n-ați mai văzut niciodată. Doamnelor și domnilor, în premiera la Look TV la Tunic Show o să avem o deschiloțare în direct. Avem aici prezente cele mai frumoase, cele mai superbe fete care își vor da în direct, în premieră și numai în Tunic Show. Jos chiloții, jos, jos, jos. Aici la Tonic Show textila se dă jos, jos, jos. Să luăm primul impuls, ești pregătită, domnișoara? Andreea, da, sunt foarte pregătită, am făcut acum și încălzirea. Andreea, ți-ai încălzit chiloții? Da. Ce pronostic dai, în câte secunde o să-i dai jos? În aproximativ 10 secunde, sper. Cine știe, cunoaște, doamnelor și domnilor. Hai, Andreea,
Andreea! Andreea! Avem aici pe superba... Iulia. Iulia, bună Iulia, cum ți-s chiloții? O să vedeți, o să fie surpriză. Abia aștept să-ți fac surpriza chiloțească pe care mi-o pregătești din seara asta. Ai perfect. Mai făcut-o vreodată? Nu, a fost visul meu să ajung. A doua premieră, vis, mai spune o dată. Visul meu să ajung să la televizor. Absolut senzațional. Aici mă îndrept spre o privire fermecătoare. Să vedem, dar în ce are în chiloții, mădă. Mădă, da. Mădă, ești pregătită, mădă? Foarte pregătită. Te văd așa. Momentul ăsta în toată viața mea. Ai o privire ovariană, draga mea. Ești pregătită, ești gata? Înseamnă că e bine, e bine. Care e recordul tău personal la dat jos chiloții? Nu vreau să spun asta. Dar în seara asta va fi depășit cu siguranță, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, lângă mine este Oana, the big O din această seară, din concursul nostru. Pregătită, Oana? Da, pregătită. Oana! Ți-ai dat cu lubrifiant? Cum te-ai pregătit? Spune-ne secrete. Ți-ai lubrifiat picioarele ca să nu dece chiloții? Ce ai făcut? Ai mâncat? Secrete, pulci? Secrete, nu secrete, zic. Secrete. Da. Ce zici, o să le depășești pe fetele astea în dat jos chiloții? Da, da. Bravo, aplauze pentru Oana, Oana noastră de pe coastă, ce și-a dat chiloții jos odată! Aici avem pe fermecătoarea de o maestră a dat jos chiloților până și tuturor bărbaților din viața ei. Și-au dat ei jos chiloții când au văzut cum își dă jos chiloții. Da, așa este. Ai urmat ceva yoga, ai făcut, ai citit reviste de specialitate, te-ai informat, te-ai dat pe YouTube. Ce ai făcut? Cum o să-ți dai jos chiloții? Am dat cursuri intensive, va fi un moment important, sunt pregătită spiritual. A luat lecții intensive pentru a da jos chiloții, așa ceva nu s-a văzut în televiziune niciodată, doar în premieră la Tonic Show. Aici avem pe Diana. Salut, salut. Diana, văd că-ți faci încălzirea, ai lucrat ceva la încheiatură. Tonic Show, de jos, jos, jos. Da. Ești pregătită? Eu sunt pregătită, chiloții mei și mai și sunt obișnuit să alunece singur acum. Diana, dă-ne ceva dintre coapse, bumbac sau lână? Nu zic. O să vedem, doamnelor și domnilor, aplauze încă o dată pentru concurentele noastre. Aplauze! Ne lipsește cheia de rezistență solista noastră Adela, care am înțeles că și-a luat licra, dăm sticla. Adela, vii la noi! Hai Adela! Adela! Adela, cea de-a șaptea fată. Iana, Iana. David, vrei să-ți dai jos tu chiloții? E pentru fete, dragă, stricăm spotul. Deci nu-l lași. Nici vorbă, mulțumesc. Ok, atunci faceți cu toții galeria. Adela, lasă că-i dăm noi jos în particular. Doamnelor, domnilor, let's get it to rumble! Șase fete superbe. La semnalul meu, pe locuri, fiți gata, jos chiloții! Doamnelor și domnilor, Adela se zbate calibrele șarpe. Diana încearcă să-și dea jos chiloțele repede. Diana ajunge. Oana face gura mare, are privire de căprioară. Doamnelor și domnilor, Iulia sare și mădă. În sfârșit Andreea a reușit. Bravo, Andreea, cea mai rapidă l-a dat jos chiloții. Dede, hai, Dede. În sfârșit, a doua pereche de chiloți dată jos în direct. Doamnelor și domnilor, Iulia, cea mai Ioana, așa este cu chiloții în mână. Premiera în istoria televiziunii. Sub un minut s-au dat jos chiloții. Doamnelor și domnilor, am asistat la o premieră în istoria televiziunilor. Toate șase fetele și-au dat jos chiloții mai puțin de 10 secunde. Un record demn de Guinness Book, doamnelor și domnilor. Auzi, hai că să-l chem în mod apoteotic. Așa. Câtă mi-te băgat așa în suflet. Așa. Spune tu drept. Iubirea mea. E adevărat că Chelie e cel mai bun afrodisiac? Da. Dar știi de ce? De ce? Că dacă ești așa cum trebuie, îți dă, te împinge aici și chelești aici, da? Da. Dacă nu, chelești aici. Da, am chelit peste tot, ceea ce înseamnă că sunt... Când cum bate vântul. Bate vântul, fruța dungă, te tereții mie lungă. Uite, mă, ce... Hai, mândruță, așa! Asta a fost totul despre sex cu Beni! Nu uitați! N-am înțeles nimic, nu știu ce ai zis, dar ai avut dreptate. Cu sexul de aveți probleme, vă scoatele alea din dileme. Hai să mai cântăm, Beni. Ce mai zicem? Cântăm... Cine bate sara la fereastra mea? Eu sunt dragă, nebunico, eu iubirea ta. Așa ce place, mă? Scoalea prinde lampa, să-ți văd fața ta. Scoalea prinde vaza, să-ți văd fața ta, zi. Nu pot, nu drog, pot, dragă, Ione, că măicuța e rea. E rea, măi, mică sa, e foarte rea. Pa, vă pupă, mamă, de la viitor.